În episodul de astăzi de pe Brazla Haiducilor o să ne ocupăm de construcția unei fabrici uriașe care să acopere acest super smelter. Însă asta nu este tot ce v-am pregătit, deoarece o să mergem și într-o mică aventură, dar cel mai bine vă las pe voi să vedeți. Salutări băieți și fete și bine v-am găsit la un nou episod din Brazla Haiducilor. După cum poate știți dacă sunteți la curent cu ceea ce fac, episodul trecut am făcut acel super smelter care merge surprinzător de bine. Iar astăzi vreau să construim o fabrică în jurul lui pentru că momentan arată destul de out of place acolo și nu vreau să rămân așa. Voiam să vă mai arăt și băiatul ăsta care l-am prins în partea asta spre Edward, dar nu e problemă că îl ducem destul de ușor acasă după ce îl vindecăm și îl am și pe ăsta în barcă și cred eu că pot să fac un trading haul dacă îi mulțim și nu mai trebuie să aduc tocmai din sat. Iar zombiul ăsta, în armură full de diamond, o să fie prietenul lor cel mai bun, ca să zic așa. Și pentru că nu mai avem mâncare aproape deloc, mă duc să-i fac o vizită lui Ganicus, dacă tot este pe server, că poate reușim să cumpărăm și noi câteva stacuri. Ideea este că shop-ul nu este deschis oficial, dar cred că putem să luăm și noi așa, puțin, pe sub mână, dacă știți ce zic. Bă, dar nu te cred ce ai făcut aici, salut! Salut, uite ce să fac, am făcut și eu puțin terraforming pe aici. Bă, ce o să fie aici, îmi spui? Sunt puțin curios. O să fie următoarea bază care ține, e o mână care iese din pământ de aici și ține un cub Rubik în mână, gen. Ok, am înțeles, presupun că o să mai dureze, da? Deci nu dau niciun spoiler sau ceva. Da, stai liniștit, pot să filmez fără probleme, că oricum, până termin eu, mai durează ceva, da. Am înțeles. Cartofii aia de care ziceam și ți-i ceream că... Haide să-ți dau dacă tot ești aici, haide. N-am mâncat nimic de două zile, de aia zic. Vrei să-ți dau gata prăjiți? Am impresia că doar un stack, din păcate, prăjit. O să iau unul gata prăjit și mai au două stack-uri așa, normale. Ok, două secunde, că la mine momentan e harababură pe aici. Am înțeles, oricum, ai făcut câte ceva. Da, ia vino să vezi ce am aici. Oh. E bine sau nu exploatarea sătenilor? Bă, sunt românești sau... Sunt de buleni. Sunt de buleni, ok, dăm coace câteva stack-uri. Două stack-uri vrei sau câte? Da, două stack-uri și unul prăjit vrei, să mănânc acum. Adică... Bă, nu-i ca și cum te muți de aici, o să pot să vin să mai iau și n-am prea multe diamante la mine, cât mă costă? Două diamante, un diamant pe stack din ăsta și două diamante stack-ul de la prăjit, gen, știi? Am înțeles, deci e patru diamante. Perfect. Stai să mă duc să-ți iau, că e pe undeva prin chestul ăsta și e la prăjit. Și tu ce ai de gând să mai faci pe acolo, pe la tine, pe la vază? Ai zis că vrei să faci podul ăla peste. Da, vreau să fac podul ăla peste și unde-i partea mea de bază, vreau să fac un oraș. Adică asta. Interesant. Și oarecum de la podul ăla vreau să mă conectez cu ceilalți în zonă, să mă duc până la Colpir, la Dani și la cine mai e pe acolo. Da. Oricum, ei sunt mai mult pe partea asta, adică podul ăla ar duce doar într-o parte, adică trebuie să mai faci încă un pod de la ăsta din stânga spre ăla din dreapta, știi ce zic? Bă, din câte m-am uitat, oarecum din partea aia ocolești așa muntele, ar fi drum fără niciun pod, dar o să ocolesc puțin. Da. E, lasă că se facem pe aici chestii, nu-i bai. Avem timp, nu-i problemă. E timp suficient. Întâi să mă văd cu ăla făcut și după aia mai mă gândesc dacă mai fac unul, dacă nu mai fac. Da. De tine e destul de bine, cu ei pe aici peste munte, bam, și ai ajuns la spawn. Da, îți dai seama, pe mine oricum mi-ar fi plăcut o elitra să am și eu, dar asta cu timpul, cred că o să mai dureze puțin, dar nu foarte mult, sincer. Da. Dar până o să ajungem să avem elitra și toate cele, cartofii ăștia copți o să ne prindă destul de bine. Și cred că încet trebuie să ne cam apucăm de treabă. Până una alta, hai să verificăm dacă mai merge shop-ul ăsta. Ok, aparent shop-ul merge foarte bine, după cum puteți observa am făcut o grămadă de diamante, însă problema este că nu mai am marfă și poate a mai trecut cineva și nu a găsit. Însă partea bună este că am observat și am reușit să-i fac un mic restock, să zic așa. Și ghiși ce, fix la 5 minute a venit Chanting și mi-a luat
aproape toate cărțile din nou. Bun, și am rămas cu 8 cărți pe stoc. Nu sunt foarte multe, știu, dar nu mai stăm acum să facem din nou, pentru că deja am pierdut destul de mult timp. Așa că hai să mergem să strângem materiale pentru viitoarea fabrică. Avem aici un Lush Cave destul de interesant, în care am fost episodul trecut să strâng cărbune și am salvat și coordonatele. Iar motivul principal pentru care suntem aici este să strângem clay pentru bricuri. Așa că ne bem repede poțiunea de Night Vision și îi dăm drumul la treabă. Iar când noi ne ocupăm să strângem acest clay, voi puteți să lăsați un like acestui clip și un subscribe în cazul în care nu ați făcut-o deja. Cam ăsta este clay-ul ce l-am adunat și poate vă gândiți cum am reușit să car atât de mult până acasă. Păi, n-am reușit. Inițial l-am luat cu silk touch, apoi l-am spart cu o lopată normală aici. Și sincer să fiu cu voi, procesul ăsta să-l sparg înapoi în boluri de astea a luat mai mult decât să-l adun inițial, dar nu contează, măcar avem clay. Și a început ploaia, perfect, exact ce-mi doream. Și tot ce ne-a rămas de făcut este să așteptăm să fie gata. Am reușit să prăjim o grămadă de bricuri din acestea, posibil mult mai multe decât planificasem, dar nu prea contează. Și toată treaba asta a durat undeva la 15-20 de minute, asta însemnând că am reușit să economisim ceva timp cu smelterul ăsta. Și pe viitor o să vedeți, datorită lui o să facem foarte, foarte multe diamante. Nu știu dacă am apucat să spun, dar urmează să ne deschidem un shop de cupru și variațiile de cupru din 1.21 sunt destul de interesante și cred eu că o să facem vânzări. Mi-am făcut aici două double chesturi unde o să adunăm materialele pentru fabrică. Pentru început am craftat aceste bricuri, este și materialul de care aveam nevoie cel mai mult. Și după cum puteți observa, calculele mele au fost atât de greșite încât am rămas pe plus cu un double chest și încă ceva pe lângă. Da, nu prea mă pricep la matematică. Revenind la lista de materiale, vreau să vă arăt ceva ce am construit off-camera, o mică fabrică de honey pe care o să o folosim să dăm pe cupru ca să rămână la culoarea pe care ne-o dorim noi. Merge destul de bine, ținând cont că am terminat-o acum câteva momente, dar cum ziceam, toată treaba asta e temporară, o să avem niște locuri mai speciale pentru albinuțe. Din fericire mai aveam câteva honeycomb-uri salvate și îmi prind destul de bine pentru că am nevoie de cupru exact în stadiul acesta. Îl întindem foarte, foarte frumos exact în fața casei, apoi îl ungem cu miere. Și nu știu ce logică are asta, dar n-o să-mi bat capul. Între timp am fost să mai adun ceva cupru și efectiv m-am umplut în prima jumătate de oră. Sau poate am stat de fapt o oră, dar oricum, înțelegeți ideea, se găsește foarte, foarte mult. Printre altele, am mai luat și ceva cărbune și dacă vi se pare că chestul ăsta este prea gol, țineți cont că în minecartul de jos sunt câte 5 stacuri pe fiecare. Deci, oarecum, după ce îi bagi combustibil, sincer, chiar nu consum așa mult. Aș putea foarte ușor să-l țin din scurt cu cărbune, dar cu siguranță o să facem o fermă, probabil o fermă de kelp. Băgăm și cuprul ăsta la prăjit și treaba stă destul de bine. Da, da, știu, laud foarte mult acest super smelter, dar doar gândiți-vă cât timp economisesc. Bricurile alea, cupru acum, efectiv, timp economisit. Și când o să avem nevoie de foarte multă sticlă, la fel, economisim timp. Iar timpul este cel mai important. Ok, bun, cred că am repetat cuvântul timp de prea multe ori în 20 de secunde, dar ați înțeles ideea. În mare parte, am reușit să strângem aproape toate materialele. Însă, ceea ce avem nevoie acum sunt vreo 6 stacuri de lemn de acacia și n-o să stau să-l adun acum, pur și simplu o să merg să văd dacă au băieții pe stoc. Am ajuns aici, la Baugrana, un shop destul de drăguț, simplist aș putea spune, și ia să vedem dacă este pe stoc. Pentru început, o să iau doar 3 stacuri, să vedem câte trapdoor-uri reușim să facem. Aparent nu suficiente, dar măcar cu lemnul ce l-am luat am reușit să le facem pe toate. Și ar trebui să facă băieții restock pe aici. Cam astea sunt materialele, ne mai lipsește doar un singur lucru. Câteva stacuri de Dark Prismarine și pentru asta va trebui să facem o călătorie. Iar ca acest lucru să fie posibil, a trebuit să bat un drum destul de lung până la Nenea Puf. Și poate vă întrebați de ce am venit până aici, însă acest bătrân pescar locuiește fix unde se întâlnește râul cu oceanul. Și dacă el nu știe să mă ghideze până la un Ocean Monument,
atunci nimeni nu poate să o facă. Așa că hai să încercăm să-l convingem să ne asiste în această călătorie. Pescar am fost, pescar. O, nenea Pu, salut, ce faci aici? Salutări, să trăiți, bună ziua. Da, pe ca de obicei, domnule, aici la o pescuială. Mă, și-o la o caracatiță, cum dă din piciorușe. La foarte, sepice. Foarte frumos. Cred că e caracatiță ceva. Cred că, da, ba, nu l-am prins. Am crezut că am scăpat peștele. Fai de capul meu. E un loc destul de bun aici. A, uite, m-am gândit să te... Să te vizitez puțin. Ți-am zis, uite, e colțul perfect. De acolo vine un râu, de acolo din partea alta iarăși vine râu și acolo cred că în partea aia, dacă te duci bine, dai de ocean. Deci, băi, e zona... Băi, e ce trebuie, și adânc, uite acolo ce adânc e, mă. Fai de capul. Da, e destul de adânc. zici că cunoști mările pe aici, prin împrejurime, așa, cât de cât, puțin? Pe aici, prin zonă, câtuși de cât, dacă mai plimba pe ele să văd ce se întâmplă, să văd de unde vin curenții, ce fel de curenți vin, treburi de astea, adică... Am înțeles. Schema mare cu pescuială, nu e așa ușor. Bun, măi, nenea Pu, poate te gândești că am venit aici fără motiv, însă nu băteam eu atâta drum degeaba, știi? Am o propunere pentru tine. Ai venit să închiriezi o barcă. Nu, lasă asta. De fapt o să fie implicată și o barcă. Toate astea aici. Te ascult. Bun, ia fi atent. Vreau să mă conduci către un ocean monument. Am nevoie de ceva de acolo. De ce? De un pește de la mare? Vrei carne să faci? Nu, am nevoie de prismarin, de blocurile alea care își schimbă culoarea una alta, știi tu, șmecherii vrăjele. M-am înțeles. Măi, n-am, pe aici prin zonă, sincer, n-am găsit unul cât m-am plimbat eu, dar am auzit de la alți pescari pe care am întâlnit pe aceste ape, ca să zicem așa, da. Am auzit că este unul la o distanță un picuț mai mare de noi, undeva în, nici nu știu ce e încolo, cred că e sud, un sud-est sau ceva, sud-vest, nu știu sigur. Ok, am auzit că este unul, n-am... Ci că ar fi o hartă pe undeva ascunsă, dar nu mi-a zis nimeni unde aș putea găsi harta aia. Dar putem să încercăm să mergem noi pe mări așa de capul nostru și să vedem dacă îl găsim. Bună, nenea Pu, eu zic că mă bag la așa ceva, adică te riști? Mă risc și dacă mă ajuți am o mică recompensă pentru tine, că știu că îți răvnește ție inima după ceva. Ia okay. Fii atent aici. Și inima și cochilia cu care s-o acopere. Bă, da, eu nu știu să le folosesc, nu știu ce fac, dar cred că un bătrân pescar ar ști cum să le pună la folosință. Da, normal. E o comoară destul de frumoasă și interesantă, nu zic nu. Crezi că ești pregătit? Mâncare și unelte și pat și alte chestii ai la tine și ești pregătit? Sunt pregătit sufletește. Sunt pregătit din toate punctele de vedere. Deci e și pregătit să simți cum te lovesc valurile mării, oceanului, cred că. Da, abia aștept să dau de apa aia sărată, știi, chestii. Crestii. Perfect, aia și doream să aud. Dacă ai ceva de lăsat, bănuiesc că poți să-l lași pe aici prin barrel-urile astea. Am înțeles. Ceva cu tine. Dacă ești pregătit cum trebuie... Ok, gata, ia stai să vedem. Am adus ceva pentru noi. Fii atent. Astea sunt pentru tine. Opa. Așa, ca să ne distrăm. Păi da, frumos, așa îmi place. Și astea în cască. Că nu mai poți respira. Așa și în cazul în care se termină. Da. Dar te-ai pregătit, nu glumă, adică nu da. Te-ai pregătit destul de bine. Știi ce mi-i ciudă? Nu știu dacă sunt aici, da, nu sunt aici, nu le-am aici puse. Aveam două tridente, domnule, dar nu aveam aici. Bă, erau bune, dar cred că ne descurcăm și cu sabia. Zici tu? Încercăm, putem să încercăm. Adică ce putem să pățim mai mult de atâta decât nu să... Știu. Nu știu. Putem să murim și să ne pierdem itemele. Bun. Matelot, înainte. Știi cum e, că oceanul poate să fie foarte nemilos cu noi, dar
sper eu din toată fericirea, doamne ce cuvinte folosesc, că nu, ia, nu mai știu să vorbesc. Sper eu din tot sufletul meu, ca de data asta să nu fie oceanul chiar așa de nemilos. În schimb, nu garantez nimic când vine vorba de templul ăla. Am înțeles, atunci nu e problemă. O să încerc să, de fapt nu, sper să încerci să ai grijă de mine pe acolo. Dacă eu sunt mai tânăr, fără experiență, una alta... Am înțeles, cade de datoria mea să am grijă, am înțeles. Gata, direct eu sunt fel de bodyguard acum. Da. Te-am băgat și datoria mea, mai în grijă. Tinere Panda, chiar dacă am mers mai mult pe pământ, măcar am găsit un câine. L-am lăsat și în ploaie sărăcuțul. Sărăcuțul. Gata, ți l-am rezolvat. Gata, mulțumesc frumos. O să fie cald acolo în pământ. Suntem... Din ce țin eu minte din poveștile pescarilor, ar trebui să fim destul de aproape. Văd și o barcă scufundată aici, ar putea să fie un semn ăsta. Da, știi un că... semn rău. Din ce vede ochiul meu, în față avem templu. Bă, eu nu văd nimic, îți văd doar spatele. Îmi vezi doar spatele? Da. Ui, și lângă văd și o ruină de portal. Ok. Suntem lângă el. Oh, superb. Mining Fatic 3. Nici nu puteam să ne dorim ceva mai mult. Okay. Aici cred că putem să ne facem noi o zonă unde să stăm. Pleacă mă de aici. Nu ți-ar fi rușine. Vezi că te țintește careva. Și pe tine. Ai grijă. Nu mor aici. Orice ar fi. N-ai cum să mor, fii serios. Mamă, dar ăștia dau tare. Pe jos. Hai, un clic dreapta. Ce faci, mă, băiat? Pleacă de aici. Pleacă și tu de aici. E cam nasol dacă adunăm atât de mulți pe lângă noi. Intrăm înăuntru? Nu o să fie prea bine. Aia ar trebui să facem. Numai nu știu zău cum o să spargem noi acolo sub apă, având mining fatigue. Am o idee. Oleoleoleoleoleoleo, ce dau băieții ăștia, incredibil. Da, mi-au cam dat și mie. Și acum ar trebui să fie în anumite zone localizați. Hai să vedem dacă ne le amintim. Păi, unul ar trebui să fie undeva aici în centru. Uite aici, unde sunt blocurile de au. Uite la aici. Bine, încoace, prietene. I-am dat eu una la ăla. M-a apucat de ăștia mici. Haide! Fii curajos, tinere Panda! Sunt foarte curajos, dar sabia asta nu dă un damage pe ei. Serios? Da, nu știu. Ai reușit să scap de la mare? Nu l-am văzut. Nu? Nu. Unde-o fugit oare atunci? Nu cred că... Hai, este? Unde ești? Aici. Hai înapoi aici, Laur. Așa, hai pe aici. Ia uite-l. Uite-l pe bărbatul ăsta. Mama mia, cât de mare ești. Poate dă capul. Dă capul. Nu l-a dat în bure. Au. Bă, dar sunteți prea mulți, mă. Știi că dacă tot am venit aici și am găsit ăsta și dacă îi dăm clear, știi că am avea posibilitatea totuși să facem noi o fermă. Bă, chiar ar merge. Și să facem un magazin cu toate blocurile astea, că sunt ferm convins că nu suntem singurii care vrem să le folosim. Cu siguranță, astea sunt blocuri mai de late așa și lumea o să le folosească după aici încolo. M-aș băga la așa ceva. Ar fi o idee, nu? Da, și putem să facem una care dă și XP sau nu știu dacă e musai. Da, chiar. Nu e musai, dar ar fi o idee. E un adevărat maze ăsta. Cred că de aici putem să mergem numai acolo în jos, aici, în partea asta. Ai intrat pe gaura asta, perfect. Da. Dar nu știu exact de aici încotro. Cred că ar trebui să-l luăm pe ăla după laterale prima dată. Hai să vedem, dacă reușim să-l găsim numai. Cred că ar trebui să... Ai, pe partea asta pe undeva și pe coridorul ăsta, sincer. Cred că ieși afară pe acolo. Da. Uite-l aici. Aha, al doilea. 2 pe 1, fraiere. Ei. O să ai tu tot sepii din lume. Capul. Perfect. 2 capete chiar. Unul de fiecare. Serios? Da. Acum toată întrebarea mea e următoarea.
Cum o să reușim noi să ajungem în centru sus? Trebuia să iau niște TNT la mine să spargem. Cât de mult crezi că o să ne ia să spargem? Foarte mult, dar știu că exista o cale de a ajunge. Cred că e ce-au vânat ei. Era o teorie la un moment dat, pe undeva pe interneturi, cum că acești monștri din nebunia asta de templu ar fi practic mecanici și ar fi fost creați de oamenii care au trăit înainte să ajungem noi pe lumea asta. Adică de ancient builders, ha? De un fel de, da, exact. Și cică ar folosi uleiul de pește, uleiul din peștele, că peștele e destul de gras. Da, ca să-și ungă mecanismele și chestii de genul ăla, știi? Nu știu ce să zic de teoria asta, e destul de amuzantă. Râdem, glumim, dar cum ajungem la altul? Aia caut. Că tot ne învârtim pe aici. Da, trebuie să fie o cale, trebuie să fie o cale. Oare aici? Deci ăsta 100% e centru, unde găsim blocurile de aur. Noi oriunde am merge pe aici pe sus, din ce văd eu, nu putem să urcăm mai sus într-o cameră și să trecem undeva. Nici pe aici și cred că nici pe partea asta. Și dacă ieșim afară, tot e bine. Dacă ieșim de tot afară, știi? Dă-i acolo. Hai să facem un sneak peek. Dă-i înainte? Nu, capul prea mare. E aici, dar nu pot să ajung la el. Nu știu să not. Trebuie să apeși pe ăla de sprint. Bine, încoace. Ah, perfect, mulțumesc. Ardel. Gata, boss, l-am rezolvat. Uite, pe aici veneai, dar unde e aici? Unde e camera asta, frate? Uai, fix la intrare ești de mea. Vrei o găleată cu lapte? Mă lași. Da. Bă, dar ăștia sunt foarte enervanți. Eme, Bauret. Potoliți-vă, nu vă mai spawnați. Da. S-a terminat povestea, nu mai aveți gardien, nu mai aveți nimic. Chiar ar trebui să ne uităm și de camera aia de bureți. Trebuie să ne uităm să vedem undeva pe cea pe sus ar trebui să fie. Ba, uite, asta e camera de bureți. Ai găsit? Da. Dar e destul de întuneric aici, cred că de aia nici n-am observat-o. Uite pe ăștia, mă, se bat în barcă. Ce faceți, mă, bezmetici, mă? Ia dacă lopată. O, mă, barca. Mai stăm aici sau? Ia-ți patul. Ok, mai are o leacă și-mi pușcă totemul, fără... Să știm barcă. Domnule Panda, ce pot să zic eu? N-am murit, suntem bine, suntem sănătoși, aia e de bine. Aparent am scăpat, nu-mi vine să cred, dar chiar am scăpat cu bine. Ai găsit și bureți, ceea ce e mișto. Avem 39. Cam blocuri din alea. 39? De... Oh, nice. De care? Blocurile de care ziceai tu că ai nevoie, alea negre, parcă. Alea sunt cam puține din ce am văzut eu. Am 3 stacuri. 3 stacuri? Da. Cred că suficiente. Sper să se ajungă. O să le fac slaburi, ca să... Știi ce zic? Ca să poți de folosești de ele cât mai... Da. Bun. Și bine că am găsit hărțile astea. Acum, din ce văd eu... Ar trebui să facem o cotitură aici, după treaba asta de aici. Uite, acolo văd încă o barcă scufundată. Băi, te-a zis că am mers la vânătoare de comori, nu la... Da, și eu fac ceva pe uscat. E un delea pe uscat, o ruină. Ok, aici trebuie să fie undeva. Acum, multă lume nu știe de tricul ăsta, dar... Punctulețul a ieșit puțin în afară? Cum? Punctulețul ăla a ieșit, nu? Apeși frumos F9 și la Chunk Relative te uiți să fie numerele 9, încă un număr și 9. Și când sapi, găsești fix comandă. Asta nu știam. De aici am pornit, aici am ajuns și te-am adus și în siguranță. Casă dulce, casă. De fapt, pescărie. Da. Uite, aici pot să pun toate chestiile pe care le-am luat de acolo. Ok, și o să las tot aici. Frumos. Așa e frumos. La băieții, floarea asta nu cred că vrei să o vezi. Diamante. Și o căpățână. Diamante. Hai să luăm și... Cred că putem să aruncăm sticluțele astea sau dacă vrei le...
Mă gândesc că da. Hai, eu zic că deocamdată o să iau eu Heart of the Sea-urile dacă nu te superi. Da, ia-le tu, fă-ți talentul cu ele. Și în rest, blocuri nu prea mă interesează, lapis mai am, fier mai am. Eventual astea putem să le împărțim așa, într-un fel sau în altul, jumii-juma. Bă, eu zic să iei tu fierul și goldul, că eu am. Chiar stau foarte bine okay. La capitolul ăsta și iau eu blocurile de prismarin, toate. Dacă n-ai nevoie sau dacă vrei poți să-ți păstrezi. Nu, că n-am planuri să construiesc cu ele. Măcar un căpuț din ăsta vreau și eu. Ia-ți un cap de Elder Guardian. Lanternile le-am dat pe din două, 15 cu 15. Perfect. Ce mai avem? Astea, uite, astea prismarin shard-urile astea, dacă le combini în crafting table cu de asta cum zice, cu ink sac, ar trebui să-ți dea Dark Prismarine din ele. Ok, atunci pot să le iau și pe astea? Da, cum să nu? Ok, le-am tras pe dreapta, burețe 20 cu 21, iau eu 20, 21 ai tăi și ce mai avem? Gracias, îți iei diamantul, căpățânele dacă vrei. Capete de astea, un diamant, Prismarine Crystals și nu prea mai vreau nimic, sincer. Trebuie să ne mai întâlnim noi la masa verde să discutăm un picuț despre ideea asta cu magazinul de... și cu ferma. Cred că ar fi o chestie profitabilă, aș zice eu, părerea mea. Sincer, de foarte mult timp mă țin la a face o fermă de gardien și niciodată n-am avut curajul să golesc un ocean monument. Cred că ar fi timpul să văd și eu cum e. Și ce mă gândesc ar fi mișto dacă am face o clădire unde să fie magazinul și sus pe clădire să avem un ca și un fel de bol din ăla în care se țineau peștii. Dar să avem un Elder Guardian acolo. Ah, super tare ar fi, bă, chiar. Și să dea mai nifatic când te apropii. Da. Ar fi cea mai tare chestie. O facem la masa sună verde. Bine, nu? Da, sună prea bine ideea asta, sună prea bine. Perfect, prima dată trebuie să ne întâlnim să facem ferma și după aia... Și să anunțăm haiducii, să nu cumva se atingă altul să-și facă shop de prismarin, că Da, anunțăm și... Și ne băgăm, Mă bucur Fel. Atunci, mulțumesc de această aventură. Să ne vedem cu bine când avem de făcut afaceri. Ne auzim cu bine, bine mâine, neapu. Te las. O zi faină să ai și spor la treabă. O zi în continuare, pa. Am ajuns și acasă, materialele sunt pregătite și tot ce ne-a mai rămas de făcut este să construim. Așa că este timpul pentru timelapse. Și cam așa arată fabrica noastră, văzută din depărtare. A ieșit destul de interesant, să zic așa. Am folosit niște blocuri puțin mai ciudate, cum ar fi Couch Dirt și Soul Soil. Dar, cum am zis încă de la început, sezonul ăsta de breaslă o să încercăm chestii noi, stiluri noi și vedem ce ne iese. Interiorul este destul de simplu, mai ales podeaua, o să o schimbăm pe viitor, însă pentru moment nu am avut materialele necesare. Și cum ziceam, o să ne deschidem un shop de cupru și smelterul ăsta o să ne ajute destul de mult. Iar misiunea voastră este să-mi spuneți în comentarii ce pot să fac cu spațiile astea după laterale. Sincer, mă gândeam să fac niște smeltere mai mici, așa mai de ocazie. Deoarece alimentarea cu kelp va fi pe partea asta, o să vină de undeva din munte. Și cum ziceam, dacă aveți idei pentru spațiile astea, lăsați un comentariu și dacă îmi place o idee destul de mult, o să o fac și desigur o să menționez
menționez persoana care mi-a dat-o. Însă, cam atât pentru astăzi, băieți și fete, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să lăsați un like și un subscribe în cazul în care nu ați făcut-o deja, iar până data viitoare, la revedere!